Bună seara, doamna Lilia! Bună seara! La mulți ani! Mulțumesc! Ce faceți, stimată doamnă? Aștept oaspeți! Aștept! E cam venit și eu, mă prindeți? Da, da! Doamna Lilia, m-ați recunoscut? Cine vă sună? Cine vă deranjează? Da! Maria, mă da, numesc. Da. Maria, cea care scrie cu poezie. Maria cu poezie. Vreau să vă dedic... Da, da. O poezie pentru dumneavoastră. Întorc așa telefonul, fiindcă filmez acest moment și vreau să ascultați mesajul scris cu dedicație specială pentru dumneavoastră. Era luna lui septembrie când ați acceptat să ne fiți nași de cununie. Stima ne-ați arătat. De fapt, noi știam de mult că nașii noștri veți fi. Nașul e fratele soțului meu iubit. Și de fiecare dată când ne-am întâlnit, vă spuneam că ne veți fi nași. În mai am jucat nunta, a fost cea mai frumoasă seară. Ce amintiri există și acum. Cu cei mai bravi nași, o familie modestă, cu doi băieți în casă, cu o educație cum mai rar există. E meritul tău, nașică, nașul fiind peste hotare, tu te-ai ocupat singurică de educație și bunăstare. Munca ta de-o viață au fost și sunt copiii. Ai investit în ei multă dragoste, iar acum vă bucurați de bogăție. Acum culegeți roadele. Sunteți o familie bravo unde respectul și dragostea domină în casa toată. Vă consider un exemplu demn de urmat, nu doar pentru noi, dar și pentru alte familii. Mereu de bine ne-ați îndrumat și ați fost aproape la greu și la bine. Ați fost la toate evenimentele importante din viața noastră. Ne-ați susținut cu prezența, dar și cu sfaturi, cu o povață. Acum ne întâlnim mai rar. De 3 ani suntem plecați și noi peste hotare, așa au fost circumstanțele. Uneori, rar reușim și la telefon să vorbim, dar ne înțelegeți că muncim, avem și 2 copii și nu dispunem de mult timp, dar sperăm să nu vă supărați. Noi din suflet vă iubim și vă respectăm, dragi nași. Am avut și noi neînțelegeri cu multe alte tineri familii, dar voi ne-ați susținut cu cuvântul și cu un sfat cum dau părinții. Nu ne dădeați la socoteală și nu ne dădeați lecții de viață. Dacă făceam vreo greșeală, asta înseamnă educație. Vă implicați doar atunci când vă ceream ajutorul. Vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți sprijinul nostru. Mereu vă bucurați pentru noi și pentru reușitele noastre. Cum creștem mai noștri copii și să le dăm la fel ca și voi o educație. Unica familie pe care Dumnezeu ne permite să o alegem sunt nașii, iar noi v-am ales pe voi. Am știut că veți fi cel mai bun exemplu pentru noi. La mulți ani, dragii noștri, vă cuprindem cu drag și dor. Finii, care vă iubesc mult și vă sunt recunoscători, Doinița și Andrei și a finuților cei mici, Ion și Ilinca, vă îmbrățișează și felicitări și pentru nașul care peste câteva zile este și el omagiat. Pe data de 5 februarie este și el omagiat și am vrut să facem cumva, să facem felicitarea asta comună de grup, dar ne gândeam să nu fie rețeaua rea, să nu... Dar o să-i arătați poezia și dumnealui. Bine, doamna, stimata mea, doamna Ilile. Îl felicităm și pe domnul Ion cu această ocazie, care e cu sărbătoarea care vine și se vede că sunteți o familie cu bună creștere, cu bună educație, pe care o răspândiți și la copii și atât la fiind, că toți sunt ca și ei ca niște copii. Doamna Lilia, vreau să vă dau cuvântul, dacă vreți ceva să le spuneți, că ei vor vedea această felicitare. Mulțumesc mult, așa de profund m-a dat la lacrimi, așa toată etapa vieții, așa o merg de rând. Mă bucur foarte mult și eu pentru fiii, ne stimez, iubesc, le duc în dorul. Nu știu, mulțumesc din suflet. M-am emoționat. Ei își cer scuze, poate rar vă sună, și, dar vă roagă din suflet să înțelegeți. Au și ei și lucru, și copchii, și tot împreună, așa e. Dar ei sunt mereu cu gândul la dumneavoastră și vor să, prin această felicitare, m-au rugat să le demonstrez, eu să-i ajut să vă demonstreze cât de mult ei vă iubesc și țin la dumneavoastră. Vreau să vă cânt un cadou muzical pentru dumneavoastră, pregătit special, cenaș, cenașă, pentru dumneavoastră și să vă simțiți ca în capul mesei, ca la nuntă, când ați fost 6 ani în urmă, așa, doamna Lilia?
Da, da. 6 ani în urmă ați fost în capul mesei în calitate de nașă mare, de acum? La mulți ani! Felicitări! Vă doresc cât de curând să vă revedeți, să sărbătoriți, stați la masă. Cred că așteptați cu nerăbdare aceste momente. La mulți ani, doamna Lilia! O melodie frumoasă pentru dumneavoastră! Cine-a cununat din suflet cu fața plină de zâmbet, nașul, nașul? Cine-i prea frumoasă doamnă și de 6 ani a doua mamă, nașa, nașa? Cine-a cununat din suflet cu fața plină de zâmbet, nașul, nașul? Cine-i prea frumoasă doamnă și de 6 ani a doua mamă, nașa, nașa? Ce naș, ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire ca și-a lor, le dorim și finilor. Ce naș, ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire ca și-a lor, le dorim și finilor. Hai la mulți ani și pentru nașul mare, domnul Ion! Hop! Hop, 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 hop. Cred că vă este dor și de dumnealui. Am înțeles că toată responsabilitatea pe dumneavoastră, creșterea copiilor. Dar principalul și să fiți uniți și de la distanță. Cine întotdeauna poate la greu să vă fie aproape, nașul, nașul? Cine poate să vă asculte când aveți gânduri mai multe, nașa, nașa? Cine mereu vă va spune cu blândețe vorbe bune, nașul, nașul? Cine o să vă rămână prietena cea mai bună, nașa, nașa? Ce naș, ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire ca și-a lor, le dorim și finilor. Hai la mulți ani! Ce naș, ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire ca și-a lor, le dorim și nașelor și să iubească mai departe. Doamna Doimița, v-a pregătit încă un cadou acolo, surpriză, niște floricele. Eu nu știu, au ajuns ele pe loc acolo la destinație sau nu? A? Au ajuns floricelele? Ați văzut? Tot a fost focus-mocus! Frumos! Vedeți cum s-au gândit? S-a gândit frumos să vă surprindă. Va fi foarte fericit pentru emoțiile dumneavoastră, reacția. Ea vă iubește mult, vă iubesc pe ambii și ambii fiind. Și vă sunt recunoscători pentru tot ce ați făcut pentru ei și pentru că sunteți așa cum sunteți. Atât am vrut să vă spun. Mă bucur că v-am făcut fericit. Și eu îi iubesc și stimez și le ducem dorul întotdeauna. Vă doresc cât mai repede și să vă revedeți. Și noi, sperăm. Seară frumoasă, vă zic, și sărbătoriți astăzi, doamna Lilia. Măcar o leac. Da, da. Apoi trebuie, dar cum fără? Trebuie un pic desemnat. Vă doresc sărbătoare frumoasă și numai bine. Doamna Lilia, la mulți ani încă o dată. O zi o seară frumoasă. Mulțumesc din suflet. La revedere. La revedere. Iată așa și floricelii la țanchi. E ca eu, doamna, să trebuiască așa să mă înțeleg cu fiecare. E frumos așa când vin și florile. Trebuie de conlucrat cumva, de înțeles. După poezie să vină și florile. Le doresc înțelegere, armonie, pace în această familie. Și dă, Doamne, să nu nici un rău să nu se amestece în această relație frumoasă. Chiar se vede că sunt
Sunt niște perechi bine crescute, cu bunul simț și educație. La mulți ani încă o dată!